Salutare și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi o să facem un unboxing, dar și o comparație între Huawei P30 și Huawei P30 Pro. Intro! Acestea sunt cele două cutii, diferența între ele, cel puțin pe cutie, pe una scrie triple camera, iar pe cealaltă scrie quad camera. Ok, Huawei P30 Pro este la 128 de GB ROM, RAM la 6 GB, culoarea black, iar P30 simplu este tot la 128 de GB ROM și RAM-ul la 6 GB, tot black. Deci amândouă sunt la fel. Haideți să facem repede un unboxing, să vedem ce găsim în cutie în fiecare. Cu toate că, sincer, cred că e exact același lucru, o să începem cu P30-ul. Cutia, telefonul, îl lăsăm momentan deoparte. Mai găsim manualul de utilizare aici și cu o cheiță pentru SIM, căștile, dar și cablul de încărcat. Cablul de încărcare este de USB Type-C și mai avem încărcătorul. Acestea sunt în cutia la Huawei P30, haideți să vedem și la P30 Pro. Lăsăm deoparte telefonul. La fel, manual de instrucțiuni și utilizare și cheița pentru SIM, căștile, acestea nu sunt prinse pentru că le-am folosit, la fel și cablul de încărcat, la fel este USB Type-C și mai avem aici iarăși și încărcătorul. Lăsăm deoparte momentan și haideți să vorbim puțin despre cele două telefoane. O să începem cu Huawei P30. Dimensiunea lui este de 149,1 mm lungime, 71,4 mm lățime și 7,6 mm grosime. Greutatea este de 165 de grame, spatele este din sticlă, iar rama este din aluminiu. Este single SIM, nano SIM mai exact, iar protecția este de IP53. Display-ul este OLED de 16 milioane de culori, dimensiunea lui este de 6,1 inch, iar screen to body ratio este de 85,8%. Rezoluția lui este de 1080 cu 2340 de pixeli și este și HDR 10. Sistemul de operare cu care vine este Android 9 Pie și MIUI 9.1. Chipsetul este HiSilicon Kirin 980x7 nanometri, iar procesorul este un octa-core, placa video Mali G76MP10. Îl puteți găsi la 64, 128 și 256 de giga spațiu de stocare, iar memoria RAM este de 6 giga sau variantă de 8 giga. Camera, de fapt, camerele sunt 3. Avem așa, camera principală este de 40 de megapixeli la 1.8, cea ultra-wide este de 16 megapixeli la f2.2, iar cea telefoto este de 8 megapixeli la 2.4 cu 3x optical zoom. Puteți să filmați cu el la 4K la 30 de frame-uri pe secundă, Full HD la 60 și 30 de frame-uri pe secundă, iar 720p la 960 de frame-uri pe secundă. Iar în față găsim o singură cameră la 32 de megapixeli la f2.0. Bateria este de 3650 și are fast charging. De asemenea are și Wi-Fi, GPS, NFC. Și să facem și repede o inspecție a telefonului. În dreapta avem butoanele de volume up, volume down, butonul de power. În partea de sus nu avem nimic decât speaker-ul. În partea din stângă avem slotul pentru SIM, iar în partea de jos avem speaker-ul, mufa de încărcare și cablu jack de 3,5. O să continuăm cu Huawei P30 Pro și o să începem. Dimensiunea lui este de 159 mm lungime, 73,4 mm lățime și 8,4 mm grosime. Greutatea lui este de 192 de grame, spatele este din sticlă, iar rama este din aluminiu. Este single SIM, nano SIM mai exact, iar protecția este de IP68, adică puteți să intrați cu el în piscină până la 2 metri pentru aproximativ 30 de minute. Display-ul este OLED de 16 milioane de culori, iar dimensiunea lui este de 6,47 inch, iar screen to body ratio este de 88,6%. Rezoluția este de 1080 cu 2340 de pixeli și este HDR 10. Sistemul de operare cu care vine chipsetul, procesorul și placa video sunt la fel ca varianta simplă, adică Android 9 Pie, MIUI 9.1, Kirin 980x7 nanometri, procesor octa-core și placa video Mali G76
MP10. De asemenea, îl puteți găsi și pe el la 128, 256 și 512 GB spațiu de stocare. Camerele sunt 4 la număr. Camera principală este de 40 de megapixel la 1.6, cea ultra-wide este de 20 de megapixel la f2.2, iar cea telefoto este periscopică la 8 megapixel la f3.4 cu 5x optical zoom, echivalentul unui obiectiv de 125 mm. Puteți să filmați cu el 4K la 30 de frame-uri pe secundă, Full HD la 60 și 30 de frame-uri pe secundă cu stabilizare, iar 720p la 960 de frame-uri pe secundă. În față, de asemenea, găsim o singură cameră la 32 de megapixel f2.2. Bateria este de 4200 de mAh, este fast charging, are wireless charging, dar și o funcție interesantă de reverse wireless charging cu care puteți să încărcați alt telefon. De asemenea are și Wi-Fi, GPS, NFC și infraroșu. La fel ca varianta P30, senzorul de amprentă este în ecran. Haideți să facem repede o inspecție. În dreapta avem volumul up-down, avem butonul de power, în partea de sus avem senzorul de infraroșu, în partea stângă nu avem nimic, iar în partea de jos avem slotul pentru SIM, mufa de încărcare și stereo speaker. La varianta Pro nu mai avem mufa de jack de 3,5 mm. Eu am făcut și câteva teste cu cele două telefoane pentru că probabil asta vă interesează, cât de bune sunt camerele, și asta o să vedeți în continuare. Camera wide din spate al lui P30, așa se vede, nu mă văd, bine, e oglindă telefonul, așa că în mare parte îmi dau seama ce se vede. Sper că se aude bine. Sunt pe camera din spate, camera wide de pe P30 Pro, așa se vede, test. Ce părere aveți? Testez camera frontală de pe P30, frontală de pe P30 Pro. Așa se aude, sunt în focus, sper că se aude bine, test. Cam astea sunt testele făcute de mine. În continuare o să vă zic și părerea mea referitor la cele două telefoane și pe care le-am achiziționat eu. De fapt, haideți să nu vă mai țin în suspans și o să vă zic de la început că este Huawei P30 Pro. Cred că nu era nicio surpriză, nu? Și haideți să vă zic și de ce. O să începem cu prețul. Huawei P30 este aproximativ 3300 de RON, varianta cu aceasta cu 128 de GB, iar Huawei P30 Pro, tot varianta cu 128 de GB, este aproximativ 4000 de RON. Din punctul meu de vedere, funcțiile pe care le are Huawei P30 Pro în plus, nu prea se merită să-ți iei P30 simplu la o diferență de aproximativ 7 milioane, din punctul meu de vedere. Dacă era pe undeva la 10-15 milioane, mai ziceam, dar la 7 milioane,
Un alt lucru decisiv pentru mine a fost că P30 Pro are wireless charging. Pe voi poate nu vă interesează acest lucru, pe mine mă interesează și din cauza asta iarăși aș opta pe Huawei P30 Pro. De asemenea, P30 este doar IP53, asta înseamnă că este rezistent la ploaie și puțin la praf, la impurități. În schimb, P30 Pro este rezistent la apă, este IP68, puteți să faceți baie cu el în piscină, cu toate că nu v-aș recomanda să intrați cu el în mare sau dacă intrați să-l spălați foarte bine după și să-l uscați. Screen to body ratio în mare parte este la fel la amândouă. Bateria, cu toate că este mai mare la Huawei P30 Pro, având în vedere display-ul și funcțiile în plus pe care le are, sunt convins că ar ține la amândouă la fel. Nu am făcut un test de baterie, dar 2 zile cu siguranță, de fapt, dacă îl folosiți intens o zi, vă ține cu siguranță oricare dintre cele două. 2 zile la un folosit normal, nu aveți niciun fel de problemă. Haideți să vă zic și un lucru care nu-mi place la Huawei P30 Pro, este acest Edge. În comparație cu P30 normal, nu are Edge, aveți rama aceasta de aici din aluminiu. P30 Pro este cumva bombat. Și haideți să vă zic și de ce nu. Prinderea nu este atât de bună ca la Huawei P30. De asemenea, dacă folosiți gesturile și cumva în dreapta undeva aici în Edge ăsta aveți un link și cumva vreți să dați back, să folosiți acel gest de swipe în stânga, mi s-a întâmplat de mai multe ori să dea click pe acel link și să se încarce linkul respectiv și să nu ia funcția de back. La Huawei P30 nu mi s-a întâmplat lucrul ăsta, am testat. Dar factorul decisiv pentru mine au fost camerele și acum mă refer la acel zoom de 5x, 10x, optic, cât are, dar și calitatea camerei, cu toate că ei spun că este aceeași cameră, cea de principală de 40 de megapixeli de pe amândouă ar fi aceeași și eu sincer să cred că nu este, sau softul nu este același pe amândouă. Am făcut de multe ori aceeași poză, exact în același loc, cu aceeași cameră principală, iar cumva era mai soft de pe P30 simplu decât cea de pe P30 Pro. De asemenea, camera principală de pe P30 Pro este la 1.6, aceasta este doar la 1.8, asta înseamnă că este mult mai bună în lumină slabă P30 Pro decât P30 simplu. De zoom nu mai vorbim, ați văzut în testele mai devreme, P30 Pro are 5X, P30 simplu doar 3X. Mai mult de atât nu mai am ce să spun. În schimb, un plus pe care îl are P30 este că mai are în continuare mufa jack de 3,5 mm. Deci dacă aveți căști, puteți să le folosiți fără niciun fel de problemă. La P30 Pro ar trebui să aveți ori căști cu mufă de USB Type-C sau să folosiți wireless. Aici iarăși este ceva subiectiv. Un alt lucru subiectiv pentru mine este ecranul. Mie îmi plac telefoanele care să aibă ecran mai mare. Acesta mi se pare cam micuț. Parcă îl țin mai bine în mână. Și plus, browsing este mult mai plăcut, cel puțin din punctul meu de vedere, pe un ecran mai mare. Diferențe de soft între ele nu există, deci cu alte cuvinte, pe oricare dintre cele două le-ați cumpăra, cu siguranță nu o să aveți niciun fel de regrete. E bine, cam asta este review-ul meu, comparația între Huawei P30 Pro și Huawei P30. Sper că v-a fost de folos. Mai multe informații despre ele, dar și un link de unde puteți să le achiziționați, o să găsiți în descriere. Nu uitați de butoanele de like, share, subscribe, sunt acolo mai jos, iar până data viitoare la următorul clip, nu uita să zâmbești. Ciao, pa!